casa banii de chirie. Sunt fix pe masa aia din sufragerie. Și în caz că nu ți-ajunge 1000, vezi că ai magazin în colț, poți să iei pe datorie, știi tu. Să lași mâncare la PC, să nu lași zahărul pe masă, fiindcă i-ar face furnici. În rest nu-ți face griji, ești unic între tătici. Știu că ți-e greu la servici, de-aia nu vrea să implici. Mâine e weekend, e o sărbare pe la școală. M-a întrebat de vii și tu, chiar și doamna profesoară. I-am zis nu știu. Dacă vii să ieși și flori, vezi că începe pe la 7, o să fiu pe coridor, te aștept. Și dacă nu vin, nu mă supăr, nu e fix nicio problemă, fiindcă am învățat să sufăr, să înțeleg că-s diferiți oamenii mari, dar în ochii mei nu pot să vă separ. Am un univers al meu, unde uit că mi-este greu și parcă nici nu mai contează că nu te găsesc acasă. Am un univers al meu, unde te găsesc mereu și parcă nici tu ai contează că nu te găsesc acasă la tine. Tată, sper că ești bine, sper că nu te-ai supărat prea rău pe mine. Am încercat să te mai sun, să dau de tine, dar apoi m-am luat cu treabă, cred că semănăm în fine. Era să uit. Mama și-a făcut un nou iubit și vor să-și iau un cuib al lor, mă rog și-al meu, că eu mă mut singură când am să scap de liceu. Am văzut niște Jordan din aia tari, poate-mi pui ceva în cont, cred că-i vreo $100, ceva de genul. Oricum nu de-aia te-am sunat, mi-era mega dor de tine și am vrut să văd ce faci de fapt. Apropo, sper că nu te mai învinui, sper că ai putere din nou să continui. Cât despre mine am încercat, dar în zadar, în ochii mei nu pot să vă separ. Am un univers al meu, unde uit că mi-este greu și parcă nici nu mai contează când nu te găsesc acasă. Am un univers al meu, unde te găsesc mereu și parcă nici nu mai contează că nu te găsesc acasă la tine. Distanța nu poate schimba nimic și asta indiferent de ce spui, tati, și din toți care apoi.